Dragobetele era ziua când fetele și băieții se îmbrăcau în haine de sărbătoare și dacă timpul era frumos, porneau în grupuri prin păduri cântând și căutând primele flori de primăvară. În dimineața zilei de dragobete, fetele și femeile tinere strângeau zăpada proaspătă, o topeau și se spălau cu apa astfel obținută pe cap, crezând că vor avea părul și tenul frumoase. În tradiția populară, sărbătoarea Dragobetelui reprezenta un moment foarte bun pentru a practica anumite ritualuri de protecție și de bun augur pentru gospodărie. În această perioadă, gospodinele obișnuiau, de exemplu, să arunce o hrană erotogenică păsărilor din ograd, dar și păsărilor cerului, adică boabe de porumb, de mei, de orz, de grâu, aruncau și pe păsărilor, dar și pe acoperiș. În această perioadă era un bun moment în viața tradițională a satului de a-și mărturisi tinerii, fetele și băieții aflați la vârsta căsătoriei, de a-și mărturisi sentimentele, pentru că erau anumite norme morale în viața tradițională a satului românesc. Și mărturisirea acestor sentimente de afecțiune, care să conducă eventual la întemeierea unei familii, se făceau și cu ocazia aceasta, de 24 februarie. Din păcate, puțini sunt cei care mai asociază dragobetele cu iubirea, iar cei care o fac au transformat-o într-o sărbătoare comercială. Cu toate astea, în trecut, dragobetele erau o sărbătoare plină de însemnătate. De asemenea, în această zi de 24 februarie era interzis să se sacrifice păsări sau animale în gospodărie. Tot așa, femeile care erau văduve, se spune că în ziua de dragobete, dacă dădeau mâna cu un bărbat străin, puteau să-și afle din nou ursita. Deci toate aceste obiceiuri și tradiții țineau de o anumită normă de moralitate și de viață cotidiană a satului tradițional. În fapt, pe 24 februarie, în ziua când Biserica Ortodoxă sărbătorește aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul, spiritualitatea populară consemnează ziua lui Dragobete, zeu al tinereții, patron al dragostei și al bunei dispoziții.